Salutare, am pentru astăzi sunt Andru, că azi vine la Chasing Bet. Voi propune un bilet din două meciuri. Avem astăzi ziua de 4 decembrie. Torino cu Atalanta, meci din Serie A. Este un meci destul de echilibrat. Torino este undeva pe la mijloc, locul 11. Atalanta pe locul 7. Obiectiv să prindă un loc de Europa League. Nu este la fel de bună Atalanta ca acum vreo 2 ani, când era echipa aceea super spectaculoasă, dar este o echipă care e mai bună pe ofensivă. A marcat 21 de goluri. Torino a marcat doar 10, deci e o echipă care marchează foarte puțin. Dar nici Atalanta, și Atalanta e echipă destul de organizată, în care se dau goluri puține. Are doar 7 meciuri de peste și 6 de sub. Atalanta este o trupă mai bună care are în medie cam 1,2 goluri pe meci marcate în ultimele 10 meciuri. Deci nici ei nu marchează foarte mult. Dar este o echipă mai agresivă și o echipă cu viteză mai bună. Eu voi merge pe Atalanta, un pariu. Și am pariat Atalanta peste 3,5 șuturi pe poartă. Cred că este echipa mai bună directe. Așa că mă aștept la măcar 4 șuturi pe poartă din partea Atalantei. Deci am jucat peste 3,5 șuturi pe poartă Atalanta la 1,53. Iar meciul 2 voi merge la meciul dintre Sepsi și Dinamo, meciul din Liga 1, ultima partidă din această etapă. Sepsi cu Dinamo la amândouă s-au schimbat antrenorii. Sepsi merge și ea foarte rău, este undeva pe loc 13, în zona destul de joasă, e distanță poate nu mare față de locul 6, care duce în play-off, dar atenție, între Sepsi și locul 6 sunt foarte multe echipe care pot să fie în luptă, să intre și ele în luptă pentru play-off. Deci pentru Sepsi va fi greu, dar s-a schimbat antrenorul, a venit un german. Și la Dinamo la fel s-a schimbat antrenorul. Va fi un meci aprig aici. Dinamo m-am uitat la intrărilor dure de galben, pentru că nu prea ai ce să joci la acest meci în privința victorilor. Și Sepsi în 5 din ultimele 10 meciuri nu a marcat, dar Dinamo, atenție, în 8 din ultimele 10 nu a marcat. M-am uitat la galbene, unde Dinamo stă clar mai rău. Media de galbene primite de ei este 2,8, în timp ce Sepsi primește o medie de 2. Astfel că am pariat un pariu aici pe galbene și m-am dus la o linie un pic mai sus ca să luăm. Și am jucat Dinamo să primească peste 2,5 cartonașe. Deci Dinamo să primească 3 cartonașe. E cotă 1,70, o cotă mare. Ăsta este biletul meu. Biletul de cotă de 2,60. Dinamo peste 2 cartonașe și Atalanta peste 3,5 șuturi pe poartă. Ăsta este pariul, cotă 2,60, biletul meu. Dacă vă inspirați și jucați și voi, zic să avem baftă.